de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește. Bună dimineața, oameni buni! Am întârziat un pic pentru că așteptăm și invitatul de astăzi, dar până să vină invitatul, vom discuta câteva subiecte, ca să spunem așa, la ordinea zilei. Subiectul numărul 1. Un lucru interesant și bine făcut de data aceasta de către Prefectura Neamț s-a implicat în problema serviciilor medicale pentru asigurații din comunele în care cei doi medici de familie au probleme pe bază de certificate COVID făcute la ghiuvetă, cum se spune, știți, date la ghiuvetă. E important ca toți oamenii să beneficieze de servicii medicale, fără discriminare. Problema e că nu ține decât de onor Guvernul României să se gândească să facă planuri pe termen lung pentru așa ceva. Acum, să intrăm în subiecte. Primul subiect. Să râdem, sau comedie, la Teatru Tineretului din Piatra Neamț. Nu comedie, comedie e când scrie Caragiale, când scrie echipa Cărbunariu Plugaru, este comedie. Ce se întâmplă? Știți, probabil, cei care urmăriți această emisiune, că în luna mai a anului trecut s-au gândit cei de la Teatru din Conducere să facă o reorganizare și au dat-o afară pe soția fostului subprefect Ionuț Meraru. Vina dânsei era extrem de mare pentru că domnul Meraru a îndrăznit să fluiere nu în biserică, ci în Marea Biserică a Politicii Nemțene și a mai criticat pe aici, pe acolo, conducerea Consiliului Județean, mă rog, a mai criticat. Iar culmea culmilor, soția dânsului lucra la teatru, instituție subordonată, și nu a avut prezența de spirit să iasă în public, pe Facebook, eventual, și să-l condamne pe soț. Culmea, nici n-a divorțat. Și atunci a fost dat afară. O să spuneți, domne, că știți că s-a reorganizat și că vezi că... Da, s-a reorganizat în ce sens? Ci că nu mai era nevoie de postul de doamnei, ce încadrare e acolo, nu mai țin, n-are importanță, că au probleme pe achiziții publice și au făcut un alt post pe aceeași categorie și au angajat pe o doamnă pe postul respectiv, care, ca să vezi culmea, a făcut un curs cu câteva zile înainte ca să poată fi încadrat acolo. Lucrurile sunt de o jegoșenie cumplită. Mă îndoiesc că de data asta Ionel Arsene a contribuit cu ceva. Clămpăii din jurul lui și cei care consideră că dacă fac sluj, fac și bine, s-au gândit să-i facă probabil o bucurie și au instrumentat această chestie. Doamna Meraru a dat în judecată instituția și, ce să vezi, o instanță de la Piatra Neamț i-a dat dreptate întru totul, adică să-și primească salariile pe perioada cât a fost dat afară și până când i-ar fi expirat contractul de muncă, ea fiind încadrată cu perioadă determinată, deci câteva luni, vreo 5 luni, dacă nu mă înșel, n-au așteptat 5 luni ca să plece singură, au dat-o afară ca să dea un semnal. Cine mai fluieră în Marea Biserică a Politicii Nemțene va fi pus pe toacă. Ei, a dat în judecată și doamna a câștigat. Adică, obligă să fie reîncadrată exact pe perioada aceea cât a fost dat afară, vreo 5 luni de zile. După care, obligă
Teatru Tineretului, la plata unei despăgubiri regale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariata de la data de 15-6, iunie numai, am greșit eu, așa, până la data 31-10-2021. Nu mai ai ce să spui foarte mult decât că în apărare, cei de la Consiliul Județean, la un moment dat, au ridicat următoarea problemă. Ci că ei ar fi fost informați. Ei ar fi fost informați. Da, puteți pleca. Cei care aveți de plecat, puteți pleca. Noi suntem în redacție aici. Deci ar fi fost informați, cei de la teatru, de către Consiliul Județean, nu se spune cum, în ce măsură, verbal, scris, adresă oficială, după demararea acestui litigiu, adică după ce au depus în instanță cerere, doamna Meraru, despre faptul că o eventuală reintegrare ar duce la un evident conflict de interese din moment ce soțul contestatoarei deține funcția publică de subprefect al județului Neamț. Bun, că n-a mai deține, este altă poveste. Dar o tâmpenie mai mare este greu de întâlnit și o prostie mai mare decât asta, pentru că ce are Teatrul Tineretului, pardon, cu prefectura, e greu de spus. Teatrul Tineretului are cu Consiliul Județean, așa cum muzeul are cu Consiliul Județean, unde nu este niciun fel de conflict de interese, a spus toată lumea. Deci, o porcărie care arată, de fapt, de ce a fost dată afară doamna Meraru. Pentru că a fost dată afară pentru că era soția soțului ei. Și n-a avut bunul simț să divorțeze și să-l înfiereze pe soțul ei când a fluierat în Marea Biserică a politicii nemțene. Ca să vedeți câteodată există în politică, în familiile politicienilor și soții devotate convingerilor soțului. Asta e. Să nu credeți că este primul moment când s-au întâmplat lucruri de genul ăsta. Dacă facem așa, tragem ei să aprinde un beculeț sus, ne aducem aminte. Ce a suferit domnul Laurențiu Dulamă, care a fost făcut în foi de viță de către conducerea de atunci a Consiliului Județean și de acum probabil, și a prefecturii, pe un denunț calomnios venit pe bază de anonimă, după care, pac, pac, s-au așezat astrele, s-au consultat horoscoapele politice, administrative și a zis, da, este incompatibil. De ce? Pentru că bea apă, nu el, ci clienții de la cimitir. Pe logica asta, cam toată lumea ar fi incompatibilă ca o contracte cu apa servu, dar nu contează. Domnul Dulamă a fost executat, făcut în foi de viță, a dat în judecată și a câștigat, nu câțiva leuți ca doamna Meraru, vreo câteva sute de milioane lei vechi, bineînțeles, bune, bune, bunuțe. Dar a fost băiat giorno, barbierit, aranjat, a renunțat la daunele morale pe care trebuia să le plătească o persoană fizică. Mai mult decât atât, a fost atât de culant încât a și dansat cu persoana fizică la ziua unui potentat local, ca să vadă că el este un tip iertător. Nu la fel de iertător a fost domnul Adrian lui Gheorghe, și el dat afară tot pentru că, vezi, doamne, a fluierat în Marea Biserică a politicii românești, în catedrala județului, catedrala politică a județului Neamț. Nu s-a rugat la Sfântul care trebuie, nu a făcut ce trebuia și atunci, pac, horoscop, s-a uitat, da, afară. Ce a urmat? A primit și el câteva sute de milioane, lei vechi. Dar de la cine a primit? De la dumneavoastră, de la mine, de la fraieri. Căia care au făcut abuzurile și au luat bine mersi salariile în continuare și n-au nicio problemă pentru că de ce ar avea? Ei sunt puși acolo să conducă. Când conduci, mai și greșești și la volan mai greșești. Mai dai în șanț, mai dai așa, dar îți revii și mergi înainte și tot înainte și dai înainte și tot așa. Este
frumos, ca să spunem așa, este drăguț și așteptăm cu nerăbdare următoarele episoade. Hotărârea poate fi atacată, dar este executorie de drept. Nu credem că doamna Meraru se mai duce înapoi să fie reîncadată, deși ar fi frumos măcar pentru o zi, așa simbolic, să intre cu plug, pardon, să intre în zona teatrului Tineretului, să-i salute pe toți, să bea o cafea și după aceea să-și dea demisia. Da, și acum să trecem la un alt subiect, la fel de drăguț, care arată că modul în care se fac abuzuri în acest prea frumos județ, nu numai la noi, în toată țara, este, să spun eu, destul de larg așa. În timp ce colegul pregătește o poză, dar nu-i dă drumul, pregătesc, caut și eu un material să văd dacă reușesc. Da, nu mai îl caut, că vi-l povestesc, n-are rost. Deci, te rog frumos, avem o poză cu un avocat polițist cu mască. Dacă avem un avocat polițist cu mască, te rog să-l faci mare, să-l vedem, dacă poți. Deci, acest domn care îmbracă uniforma de polițist, eu aș spune că o îmbracă în mod nemeritat și că va ieși cu o pensie frumoasă după ce a prestat, ca să spunem așa, în folosul comunității, al domniei sale nu, dar în folosul comunității a prestat cu mare zel. Deci acest polițist poartă masca într-un mod incorrect. Adică și-a lăsat nasul afară, pentru că, acum eu pot să înțeleg că trebuie să aibă miros la infracțiuni. Deci domnul acesta a purtat mască incorrect. Ei, acest domn, nici nu-i dau numele, că e păcat, că și numele astea au o conotație acolo și e păcat să facem mișto de un nume, asociindu-l cu un personaj. Deci acest polițist, acum câteva luni bune, umbla prin târg și a dat amendă la doi tovarăși, un ziarist și un om care își făcea treaba de la o societate din Târgu Neamț, pentru că nu purtau mască. Cei doi domni care nu purtau mască, pe imaginile luate pe bodycam-ul domnului polițist, purtau mască. Unul dintre ei, colegul nostru, s-a dus, a contestat în instanță și a câștigat, că ăsta n-a putut să spună, bă, n-avea mască, din moment ce omul avea mască și regulamentar, nu cu nasul scos la înaintare. Tovarășul respectiv, căci domnului putem spune, tovarășul respectiv este bine mersi și cum a motivat el că a dat amenzile alea de 10 milioane? Păi ce? Ăsta o scris despre mine. Ce, de acum? Adică, și ce? Dacă am dat, am dat. Eu oricum ies la pensie și cu asta basta. Asta este mentalitate din aia care l-a făcut pe domnul Porumboiu, nu arbitru de fotbal, ci regizorul de film, să facă ce, sau nu mai, sper că el, să nu greșesc, ceva cu polițist adjectiv sau ceva de genul ăsta. Știm că cei din conducerea Poliției Județene au declanșat o cercetare. Nu știm dacă cercetarea asta s-a și finalizat. Da, faptul că poartă masca neregulamentar și nu este înregistrat pe bodycam, dar este o poză, poate îi ajută să-i dea măcar o sancțiune administrativă. Adică să-l pună la colț, să stea pe coș de nucă și să spună sau să scrie de 100 de ori pe o pagină: sunt un polițist care nu știu să port masca. Nu poate să scrie: n-am fost instruit cum să o port, pentru că ar însemna să ne aducem aminte că există și alții care îl coordonează. Astea fiind spuse, ne oprim aici, pentru că v-am promis că avem și invitat astăzi. Să nu spuneți că am fost rău. N-am fost rău. Ce? La Teatrul Tineretului nu e bine că a fost dat afară soția fostului prefect și că a câștigat în instanță și că cineva trebuie să dea banii și că o să-i dăm tot noi proștii. Ce nu e bine că un polițist pune amenzi cum vrea mușchii lui pentru că trăiește în Republica
din zona respectivă și că el oricum nu-l atinge nimeni acolo și că oricum poliția de acolo este republică în republică. Despre ce vorbim? Ne întoarcem, cum spuneam, astăzi am lansat acest concept, Marea Catedrală Politică a Județului Neamț. Cine fluieră în această catedrală are de suferit, vezi, domnul Meraru. În catedrala respectivă fac parte, bineînțeles, și partidele care sunt la putere și la opoziție, că nu mai știu acum cine e la putere, cine e la opoziție, cine e așa. Bună ziua, domnule George Lazăr, președinte PNL Neamț, bine ați venit la noi. Bună dimineața, mulțumesc. Ați creat un monstru în dimineața asta, pentru că a trebuit să începe emisiunea fără dumneavoastră și mi-am căutat subiecte. Da, am înțeles. Și o trebuie să vorbesc despre soția domnului Meraru, dat afară, dar a câștigat în instanță, doamne. Știu povestea. Domnul Meraru Ionuț era subprefect în momentul respectiv, soția lui lucra la teatru, cred că pe un post de economist. Ceva pe acolo, nici nu are importanță pe ce. Asta, domnul Meraru la momentul respectiv a avut, dacă mi-aduc eu bine aminte, o serie de intervenții, ca să spun, sau de... A fluierat în biserică. În biserica de la etajul 2. Nu, în biserica județului. Domnul Meraru atunci știu că a avut niște obiective sau preocupări, în sens pur corect și administrativ, legat de activitatea gărzii de mediu, activitatea celor de apel români, în legătură cu niște aspecte care contraveneau la momentul respectiv sau ridicau suspiciuni că ar fi într-o zonă de ilegalitate, pe balastiere și niște deșeuri, ceva de genul ăsta. Pe nisipuri mișcătoare, ca să spunem așa. Să fim plastici. Și cred că a supărat la momentul respectiv, a supărat conducerea Consiliului Județean, care imediat a decis într-o primă ședință extraordinară, dacă mă știu, de Consiliul Județean, să schimbe la solicitarea chipurile între ghilimele a Teatrului Tineretului. Teatrului Tineretului să schimbe posturile organigramă, acolo, organigramă, în organigramă de da, postul rămânea numai că primea nu postul altă... rămânea, dar se schimba structura postului, da, ca să zic așa, conținutul, ca să spunem. Conținutul și atunci doamna soția dumnealui nu mai putea să fie angajată pe postul ăla. De atunci știu că vorbisem cu Ionuț, care mi s-a plâns de ceea ce îi se întâmplă familiei lui până la urmă. L-am sfătuit și eu să meargă pe cale de instanță judecătorească, pentru că atunci când vezi că nu ai cu cine discuta și vezi că abuzul merge înainte, n-ai altă variantă decât să te adresezi instanței de judecată și uitați că a și câștigat, ceea ce e foarte bine și îl felicit pentru treaba asta. Da, La noi, în județul Neamț, s-a creat, din păcate, o idee, s-a acreditat în ultimii ani o idee că, domnule, cine nu ascultă de șeful, cine nu ascultă întocmai, nu, adică să asculți așa, cine ascultă întocmai, cine nu, cine îndrăznește, Doamne ferește, eu știu să aibă acțiuni necontrolate, acțiuni care, eu știu, lor de poziții față de președintele Consiliului Județean este trecut pe listă neagră. Este și un serial faimos, Blacklist, de altfel. Și bine, dar acolo e comor oricum, pușcături. Da, aici nu e chiar așa. Dar în format plastic putem să ne gândim și într-o zonă de genul ăsta, dar plastic. Și de acolo plecând, domnule, la noi în județ, domnule, cine nu-i cu șeful e împotriva lui. Domnule, ceva incredibil. Asta nu e democrație, asta e comunism, asta e mentalitatea de polițist. Eu fac o paranteză. Asta e mentalitatea de milițian de Târgu Neamț. Eu o să fac o paranteză la ce a spus dumneavoastră. De multe ori, nu șeful dă ordin, ci cei din jurul lui zice, hai să-i facem o bucurie. Hai să-i facem o bucurie. Foarte posibil și asta, nu contrazic. Deci, hai să-i facem o bucurie șefului. Hai să vedem cum rezolvăm. Noi suntem în redacție acum și mai sună telefonul. Te rog să aduci telefonul la mine. Vorbesc eu în emisiune, nu-i problemă. Spun eu despre ce e vorba. Da. Și ei vor să dea bine. Și atunci zice, stau așa și zice, uite, îl vezi pe ăla ce-a făcut? Ia hai să facem așa și pe urmă îi spunem șefului. Și așteaptă să fie mângâiați pe cap. Uh-huh. Și asta se întâmplă. Problema este cine plătește.
bugetul Consiliului Județean după caz, oamenii, până la urmă, cei mulți și simpli. Da. Păi, ca și în cauzul lui Amedeo Dulamă, când a fost dat am afară dat și exemplu. A fost dat afară abuziv. Așa a stabilit legea, nu stabilesc eu. Banii care s-au plătit atunci, salariul ăla de aproape 2 miliarde, dacă nu mă înșel eu, plus cheltuieli de judecată. 200 de mii de lei ceva, de da, asta, sau mai mult. Aproximativ 200 de mii de lei, 2 miliarde de lei vechi, s-au plătit din banii CJ-ului, adică din banii celor mulți. Și exemple în sensul ăsta pot continua cu Adrianul lui Gheorghe, cred că a fost același lucru, dacă nu mă înșel. Da, da, exact, tot. Și suma e pe acolo. Tot pe acolo. Și a câștigat o instanță cu soția domnului fost subprefect Meraru. Același lucru. Și cazuri mai sunt. Plus, în afară de asta, sunt foarte multe lucruri, hotărâri de Consiliul Județean, până la urmă, care, prin care, din punctul meu și a colegilor mei de la PNL, banii se cheltuie discreționar. Adică 3 milioane de euro aruncați în plină pandemie, în loc să investim în Spitalul Județean, îi aruncăm la Iași, la Lescani, într-un spital care nici n-a funcționat vreodată, a dus cu foarte, foarte multe discuții din China, de fapt, din China, pardon, de o firmă turcească cu marea parte a produselor făcute, importate din China. Adică și acolo a fost o bulibășeală de te doare mintea în cap. Lucru care nici astăzi nu am reușit să înțeleg foarte clar de ce a fost nevoie ca județul Neam să investească acei 3 milioane de euro în plină pandemie, să se ducă la Iași, într-un spital care n-a fost funcțional niciodată. Așa, dacă e ideea ca idee, zici, domne, era pandemie, lumea se gândea, hai să facem, să punem, no. Să facem toți. Ok, dar n-au făcut toți din asociația respectivă. Decât doi. N-au fost decât doi. Unul s-a retras, domnul Benea, parcă. De la Bacău, da. Da, s-a retras. Ceilalți n-au vrut să audă. De ce? Probabil da, în asociația asta Neuronesc sunt județe din zona Moldovei. Da, da, cele păi, șase județe. Suceava n-a intrat, nici s-a pus problema. Vaslui, mare atenție, unde e domnul Buzatu, da? Nu a intrat sub nicio formă, nici s-a pus problema. Ana Fedorovici de la Botoșani, președinte de Consiliul Județean, n-a intrat, nici s-a pus problema. Și a rămas Iași, Neamț, Marcel Popa cu Ionel Arsene și cu colegul dumnealor de la Bacău, președintele PSD. Care s-a retras în mod ciudat. Care probabil un om inteligent și-a dat seama de amploarea lucrurilor sau de dimensiunea lor și a zis, domnule, pas. Nu intru în povestea asta. Știți cum e? Da, oricum, faptul, eu nu consider că dacă au fost probleme, cineva ar trebui să le investigheze. Dar nu despre asta e vorba acum. Vorba e că nu mi se pare corect să iei banii tăi de acasă, pentru că județul Neamț se prezintă casa, și se duce în județul Iași într-un proiect total nesustenabil, într-un proiect care s-a demonstrat că a fost sortit eșecului, chiar din fașă să zic, care s-a construit spitalul modular cu întârzieri extraordinar de mari și după ce a fost implementat, după ce s-a dat drumul la serviciile medicale acolo, imediat într-un lună și ceva a fost închis. Și cam atât. Iar din județul Neamț s-au beneficiat 5 sau 6 persoane de îngrijiri medicale după tragedia din 14 noiembrie. Adică trebuie să fie ușor meschin, să nu vorbesc de parte juridică sau de conotații de altă natură, penală sau, Doamne ferește, vorbesc strict de o latură morală. Cât ții tu la județul tău și la populația județului tău, pentru că îl conduci, da, ca președinte de Consiliul Județean, încât să iei banii și să-i duci la Iași într-un proiect care s-a dovedit un fiasco total, în loc să investești în Spitalul Județean Neamț, care are foarte mare nevoie de investiții, știți dumneavoastră foarte bine care sunt dotările, cum arată Spitalul Județean Neamț. Da, acum, vremurile erau extrem de tulburi atunci. A, și lumea... Eu vă întreb altceva. Nu, ascultați-mă până la capăt. Vremurile erau foarte tulburi. Eu țin minte că toată lumea era, pe de o parte, speriată de ce se întâmplă cu așa, pe de altă parte, toată lumea se gândea, hai să cheltuim, să facem să iasă bine. Nu toată lumea. Mă rog, nu toată lumea, aproape toată lumea. Că au cheltuit o groază. Acolo, hotărârea asta care s-a luat de Consiliul Județean. Da. De exemplu, dumneavoastră erați prefect la vremea aceea. Hotărârea respecta, cum se spun, litera legii? Din punct de vedere, noi, prefectura, niciodată nu ne raportăm la oportunitate. Păi de asta zic. Dacă, de exemplu, Consiliul Județean... De asta n-ați atacat-o în instanță? Păi n-am atacat-o, că n-aveam de ce să atacăm în instanță.
Noi vorbim în cadrul prefecturii, vorbim doar pe componenta de legalitate. Exact. Și ea întâmplinea condițiile. La momentul respectiv, acordarea banilor către Euronest în vederea asocierii și finanțării construirii spitalului. Îndeplinea condițiile. La momentul respectiv, cu colegii din prefectură au considerat că, cei de la juridică au considerat că respectă legalitatea. De asta vă zic că multă lume zicea, domnule, stați un pic. De ce? Pentru că, mai formal, clar pentru telespectatori. Orice Consiliul Județean mâine sau orice primărie din județul nostru, ca să ne ocupăm doar de Consiliul Județean, hotărăște Consiliul Local, de unde vreți dumneavoastră, de la Valea Ursului la Borca, de la Grinție și Ahlău, în partea aia la Drăgănești, zona Târgu Neamț. Hotărăște mâine că face, nu știu, dau o sumă foarte mare, cu 1 milion de euro. Da? Nu știu, face o toaletă publică. Dau un exemplu așa. Dumneavoastră nu puteți ataca suma. Prefectura nu poate ataca suma. Acolo e altceva. Noi vorbim de legalitate. Dom'le, e legal proiect de hotărâre de Consiliu Local? Respectă prevederile legale? Da. Ok. E legal. Atât ne pronunțăm noi. După aia, că tu faci cu 1 milion de euro o toaletă, ca să zic, care în fond și în fapt costă decât să vină alții să 50 de mii. Ok. Vine Curtea de Conturi. Sunt poliție economică, parchet, DNA. Are cine cerceta astfel de E bine lucruri? Să lămurim lucrurile astea. Pentru că lumea nu înțelege mecanismul în care funcționează așa ceva. De exemplu, unii se întreabă, domnule, zice, de ce nu sunt atacate niște hotărâri? Sau de ce sunt atacate hotărâri? Cum e cazul cu terenul pentru spital? Țineți minte. La terenul de la spital, ca să reiau foarte pe scurt, în mod clar, UAT Girov, adică Comuna Girov, care a dat terenul de aproximativ 13 hectare către Consiliul Județean Neamț, în vederea, într-adevăr, construirii, edificării unui imobil denumit spital, nu a respectat prevederile legale în materie de hotărâri de Consiliul Local, în sensul de a scoate din domeniul pajiști acei 13 hectare. Că altfel nu era nicio problemă. Absolut niciuna. Dar ei au dat UAT Girov, a hotărât că 13 hectare acolo, categoria de folosință a terenului este pajiște, iar ca să scoți o pajiște din domeniul public, să îl dai spre folosință unui alt, chiar Consiliul Județean, până la urmă trebuie să respecti niște pași legali, printre care avizul Ministerului Agriculturii, care e specificat în codul administrativ. Adică ei nu au respectat treaba asta. Păi, și după aia cineva, eu știu, respectiv dumneavoastră, se spune, domnule, stai o leacă că mă blochez. Nu te blochează tati, nimeni. Te blochezi tu singur și te blochează ăla de la Girov, pentru că atunci când ia proiect de hotărâre de Consiliu Local, nu respectă legea. Voi vă blocați între voi. Una la mână, doi la mână. Ai minister de Ministerul Agriculturii e ministru cu domnul Chesnoiu, PSD, nu? Păi ce e așa greu? Avizul ăla se obține, domnule, nu e imposibil. Se putea face, obține avizul foarte repede. Păi bănuiesc că dacă era și interes ca lucrurile să meargă cu celeritate, se putea discuta cu ministrul la minister, adică nu cred că era o problemă. Era legal dacă se vota hotărârea și se obținea avizul după? Nu. Nu, codul administrativ spune când emiți hotărârea, ai avizul. Nu poți după retroactiv, nu. Da. Și ce a fost mai grav, faptul că cei de la CJ, acum nu știu care au fost orientarea lor din punct de vedere juridic, din punctul meu de vedere, consider că au greșit, pentru că atâta timp cât tu ai preluat terenul și mergi mai departe și aprobi în plenul CJ-ului studiu de prevezabilitate pe care îl și plătești cu bani grei, foarte probabil, pe un teren pe care nu îl ai, aia mi se pare împinsă mai la extrem. Adică, domnule, au greșit de la Girov, bun. E procedură prealabilă cu notificare făcută din partea prefecturii către Girov, da. Și intră în legalitate. Domnule, hai să oprim lucrurile. 2 săptămâni, o lună, două, cât e nevoie. Să revină ea asupra hotărârii, o anulează, merg din nou, își obțin avizul, fac lucrurile ca la carte din punct de vedere juridic, intră din nou în plenul Consiliului Local Girov, aprobă, dau în folosință CJ-ului și lucrurile merg foarte corect înainte, fără niciun fel de problemă. Nu se opune absolut nimeni să nu avem spital județean în Neamț. Dar ca să avem spital județean în Neamț, nu e suficient doar să ieșim la o planșă sau la o hartă și să desenăm frumos sau să chemăm niște oameni pe care îi plătim cu milioane de euro să ne facă desene frumoase. Din 2018 încoace, sunt 4 ani de zile, ni se povestește cum în Neamț se va face un spital județean. Că prima dată era chiar în curtea actualului spital, ca și propunere, a doua oară era în altă parte. Acum, a treilea studiu de prefezabilitate și a treia schemă de gândire vine la Girov. Foarte bine, n-am o problemă să se facă spitalul județean în Neamț. Sunt primul care susțin să avem spitalul județean în Neamț. Dar, în primul rând, trebuie să ai teren, trebuie să ai studiu de fezabilitate și proiect și, după aia, foarte important, să identifici sursa de finanțare.
un spital județean costă de ordinul sutelor de milioane de euro. Nu știu exact să vă spun cât, dar cu siguranță peste 150-200 de milioane de euro costă un spital județean modern, cu foarte multe discipline, așa cum ne-l dorim cu toții, ca în străinătate. Trebuie să ai surse de finanțare la așa ceva. Să identifici, pentru că din bani locali, județeni, nu-l faci niciodată. Sau te apuci acum și îl termini peste 15-20 de ani, că n-ai banii. Și nici credit în sensul ăsta nu poți să iei. Și atunci trebuie să vii cu sursa alternativă de finanțare. Să vezi, PNRR-ul îți permite, dacă nu, fonduri europene direct de la Bruxelles sau din altă zonă, trebuie să găsești sursele de finanțare. Așa să povestim că, dom'le, eu o să fac un spital foarte bine. Cum ne povesteau alții înainte, că dom'le, facem autostradă. De 32 de ani avem azi în România după Revoluție și nu avem autostradă în Moldova care se lege cu vestul sau cu sudul. Da, pe hârtie au făcut desene toți miniștri de până în prezent. Au făcut desene pe hârtie cum ne fac autostradă. Iar povestea cu spitalul, adică, domnule, hai să vedem și pași concreți. Aici e nevoie de o dezbatere publică, domnul Bălănescu. E nevoie ca conducerea Consiliului Județean Neamț și am toată deschiderea în calitate de președinte PNL, împreună cu consilierii județeni, cu parlamentarii de Neamț, să facem o întâlnire, o masă rotundă cu reprezentanții celorlalte partide politice, că SUSR, că e PMP, că e Pro-România, nu contează, să facem niște discuții serioase. O masă rotundă în care să avem o abordare unitară, comună, pentru a aduce investiții, că vorbim de spital și sănătate sau vorbim de infrastructură rutieră, gen drumul expres Piatra Neamț-Bacău sau orice altă investiție în turism. Suntem deschiși, le susținem cap-coadă, votăm noi, asigurăm majoritatea în Consiliul Județean, noi, Partidul Național Liberal, dar să fim invitați la masă, să ni se explice clar ce se dorește, să fie agreate sau discutate și ideile constructive cu care pot veni colegii Consiliului Județean PNL. Și nu avem o problemă. Nu suntem în campanie politică. Campanie politică va fi în 2024. Până atunci trebuie să existe bun simț politic, cooperare interinstituțională. Suntem deschiși. Numai cineva să-și vorbească cu noi. Că până acum n-a vorbit nimeni. Sunteți convins că va fi campanie doar în 2024? Sunteți președintele PNL Neam, de asta v-am întrebat. În mod normal, la termen, alegerile locale, parlamentare, prezidențiale și europarlamentare vor fi în 2024. După caz, legea prevede foarte clar că în momentul în care mandatul unui primar, unui ales local care conduce președintele Consiliului Județean se încheie înainte de termen, prefectura sesizează Ministerul Afacerilor Interne, care în termen de 3 luni trebuie să propună o dată pentru efectuarea alegerilor premierului. Eu mă gândeam chiar și la anticipate. Anticipate, păi asta zic, nu, anticipate generale. Anticipate generale în România. Da. Nu știu ce să vă spun. Mă uit în fiecare dimineață, mă uit și văd cât de frumos vorbește PSD-ul despre miniștrii PNL și PNL-ul despre miniștrii PSD. Domnul Bălănescu, alianța PNL-PSD e o alianță care s-a conturat într-un moment de criză politică în România. Nu vreau să acuz pe nimeni, Doamne ferește, adică nici pe cei de la USR, dar cei de la USR guvernând prima dată, poate cu o lipsă de maturitate politică sau de experiență în actul guvernării, au înțeles că sunt ziua la guvernare și după amiaza ies pe presă și critică miniștrii PNL sau soluțiile PNL sau a premierului, guvernii care făceau și ei parte. Înțeleg să redacteze și să semneze moțiune de cenzură împotriva guvernului din care făceau și ei parte și să o susțină cu cine? Cu cei de la AUR, cu care sunt în profundă antiteză. Și după aia ei dărâmă guvernul din care făceau și ei parte, guvernul investit anterior de președintele României, Klaus Iohannis, de votul sigur al Parlamentului, o construcție de centru-dreapta, ca să spun, da? Pe care i-au stricat-o, i-au dărâmat-o. Partidul Național Liberal era un partid la momentul respectiv care trebuia să rezolve cumva situația crizei politice din România. Urma iarnă, asta înseamnă, și ați văzut ce a însemnat liberalizarea pieței la energie și la gaze naturale, era plin val 4 de pandemie, eram cu secțiile ATI pline, eram cu o criză economică care bate la ușă, care s-ar putea să vină dinspre Statele Unite ale Americii chiar în cursul acestui an. Deci situația României nu era simplă. Ca să o arunci țara, zici, domnule, eu plec și eu acasă, nu mă interesează, și o fi, după mine potopul. Nu se poate așa ceva dacă ești responsabil. Și atunci alianța cu PSD-ul era singura formă politică în care puteai trece prin Parlament un guvern cu o susținere largă și puternică parlamentară. Plus criza din Ucraina, pentru de care noi mulți am aflat acum încoace. Dar despre criza din Ucraina și despre posibilitatea unui război se discută de ceva timp. Adică nu se discută acum de o lună sau de două. Se discută de anul trecut de mult timp. Iar într-o țară în care nu ai stabilitate politică,
Dar ai și o vulnerabilitate în pragul unui eminent război la granițele tale. Și era nevoie de o guvernare solidă, ca să spun așa, cu majoritate parlamentară. Mai departe, mergând domnul Bălănescu, sigur nu vorbim de dragoste. Între PNL și PSD nu vorbim de, eu știu, lucruri care să ne definească ca partide care să mergem unite nu știu cât timp. Vom avea alegeri și vom vedea în 2024 ce va fi, dar eu consider că până în 2024 lucrurile ar trebui să funcționeze. Chiar dacă sunt discuții diferente de opinii din punct de vedere economic pe politicile monetare și financiare ale României sau pe cele sociale, guvernul ăsta ar trebui să meargă înainte. Știți ce... Cu compromisurile de rigoare, sigur. Asta este o problemă. Deci mă uitam pe comunicatele care vin de la partide în perioada asta și observ niște lucruri care câteodată parcă nu au niciun suport în ideologia de partid. Știți? Adică PNL-ul sprijină măsuri social-democrate pure. Cum ar fi? Și le votează. Și invers, de exemplu, vorbim despre, ziceți, cum se cheamă, cu contribuțiile sociale. CSU. Ai măsuri liberale, e socialist. În ce sens e liberală? Că scade... Coborârea, în mod clar, a punctului de CSU cu 5 puncte procentuale înseamnă aproximativ 337 de lei, cred că calculați la salariu minim, în buzunarul fiecărui român. Corect. Dar înseamnă... Ceea ce înseamnă bani mai mulți, ceea ce înseamnă consum sau permisibilitate de a consuma fie mai mult, dar în cazul de față nu așa cred că se pune problema corect, înseamnă o susținere pentru oamenii care lucrează fie în semnul bugetar, fie în mediul de afaceri, în business, de a-și crește salariul net ca să poată să-și permită tot ce a însemnat valul și ce înseamnă valul de scumpiri, de la coșul zilnic, lunar, în casă, până la carburant și utilități. Eu vă zic e că care înseamnă economia. Și altceva. Înseamnă mai puțin bani care la buget se duc. Da. Mult mai puțin bani. E și asta o discuție. Nu se pierd foarte mulți bani. Avem, cum spunea și președintele Partidului Național Liberal, domnul Florin Câțu, avem 14 miliarde de euro care ne așteaptă să-i absorbim din PNRR. Banii ei, odată intrați în țară, aia înseamnă investiții. Respectivele investiții, dacă le calculăm la 14 miliarde de euro, produc pe orizontală o extindere foarte mare a plafonului de impozitare, ceea ce înseamnă că în România, din cele 14 miliarde de euro pe care le vom investi din Planul Național de Redresare și Reziliență, foarte mulți bani, nu știu să vă fac un calcul acum pe moment, se vor întoarce în bugetul României, iar de acolo îți poți acoperi acest minus, această lipsă a celor 5% cota de CAS. Da, discuțiile sunt destul de complicate pe subiectul ăsta, pentru că din 14 miliarde ai TVA, ai impozit profit, ai impozit pe salarii, da? Adică banii ăia toți care îi colectează statul român, din toate lucrurile care se vor face, se duc la bugetul de stat. Iar din bugetul de stat, clar, îți acoperi acest minus pe care îl dai acum prin reducerea punctului la CSS. Dar în momentele în care România trece printr-o criză, orice țară care trece printr-o criză economică, avem inflație foarte mare, avem toate prețurile sărite cu 20-25% acum de la începutul anului. Și vă spun un om care merge și fac cumpărături, că sunt la Lidl, că sunt la Kaufland, că sunt la Carrefour, că sunt în piață, că sunt în hala centrală, că îmi cumpăr materiale de consum sau orice cumpăr, sau haine, sau îmi duc copiii la școală, sau pun carburant, le simt zi de zi. Prețurile au luat o razna, la utilități au luat o razna și au sărit. Așa este. Dar în perioada asta trebuie să-l ajuți pe om, să fii lângă el. Că omul nu mai are, dacă nu-i crești salariul, nu-i crești venitul cu absolut nimic, omul de unde să-și plătească? Să se îngăcureau cât? Părerea mea este că am fi putut ajuta oamenii cu o politică coerentă care să prevină acele creșteri mari de prețuri la utilități. Păi prețurile s-au liberalizat de Victor Ponta în 2015. Nu discut, eu nu discut de... Ele tot s-au amânat succesiv, este Eu nu corect. Vorbesc de un guvern sau altul. Eu vorbesc de o politică generală. Națională. Că discutam acum o săptămână aici în emisiune, de fapt aproape o săptămână, exact lucrul acesta. Am întrebat pe unul din cei mai mari specialiști care are România, da, în domeniul energiei.
domnul Chisăliță și l-am întrebat, domnule, există un plan de țară? Că dumneavoastră sunteți acolo cu toți, cu toți cei care luați o tăi. Nu există un plan de țară. Și ne dea exemplu. Ungaria are același om care se ocupă de politica energetică de 10 ani. Se pare normal să ai continuitate acolo, da, în funcție? La noi... Se schimbă la un an. La un an, la 6 luni, la 9 luni. Da. Și atunci... Acum venim și spunem, da, scădem contribuțiile sociale. Ok, sunt 300 de lei la oameni. Scădem TVA-ul, dacă îl scădem, că nu mai știm. Da, e o soluție foarte bună. Scădem TVA-ul, asta da, asta este o măsură care ar fi interesantă. La utilități și 2% pentru toate, exact, resturile produselor. Dar de ce nu s-a gândit nimeni? Dom'le, hai să vedem un pic ce înseamnă acum să dăm drumul la toată piața asta de energie liberă, să nu gândim un plan care să nu ducă la mai puține venituri încasate la stat și firmele care se ocupă de energie să raporteze niște venituri total nemeritate. Total nemeritate. Deci, aici este marea problemă. Că eu nu zic PSD, PNL, USR, AUR. Nu căutăm vinovați. Eu spun, dom'le, hai să vedem ce plan avem pentru țara asta și pentru oamenii ăștia. Să nu schimbăm planul în funcție de alianțe. Dar aici e marea problemă. Nici nu cred că a fost în funcție de alianțe, ci cred că se caută soluții și în prezent. Mare parte dintre soluții s-au identificat. Ministrul Energiei Virgil Popescu a venit în repetate rânduri în guvern cu mai multe variante care să fie agreate și de coaliția de guvernare, adică PNL și PSD și UDMR. La momentul ăsta, parte dintre prețuri, clar, în mod clar, pe energie și pentru gaze, sunt plafonate și au deductibilități, au reduceri. I-a cerut și premierul, domnului ministru, să vină cu o formulă nouă și mai, și complexă, dar mai simplă pentru a o pune în grafic pentru consumatorul vulnerabil, așa și pentru consumatorul casnic și pentru consumatorul privat, ceea ce urmează să se întâmple. Adică guvernul lucrează la tema asta, dar nu guvernul actual, nici actuala guvernare, ca să spun, nu au fost promotorii liberalizării prețurilor. Au venit deadline-ul, adică a venit termenul în care fostele guverne au agreat, au semnat din partea României cu Comisia Europeană datele și data la care se liberalizează piața energetică din România. N-ai ce-i face. Singura problema noastră pe care eu personal... Nu că neapărat nu înțeleg, dar care nu este etică, dacă vezi, și nu e corectă, este că ne aliniem la tot ce înseamnă Uniunea Europeană, ne aliniem la prețul, că la benzină, că la motorină, că la energie, că la gaz, că la ce vreți dumneavoastră, că la materii prime, că la tot ce înseamnă, până la urmă, coșul lunar, tot ceea ce cumpărăm de pe piață, din hipermarketuri, supermarketuri, suntem exact la standardele Uniunii Europene. Dacă nu în anumite locuri, chiar suntem puțin și mai scumpi ca ei, da? Trebuie să fim mai buni la ceva. Așa, iar nu ne raportăm și la salarizarea din România, salarizare care e net inferioară Uniunii Europene. Eu vă spun la haine, de exemplu, la haine, dacă duci într-un magazin în sănătate, n-am mai fost eu personal în ultimii 2 ani, dar am prieteni care au fost. Și aceeași geacă sau aceeași pereche de bocan sau de ghete, acum pe sezonul rece, în România, la market sau la mall, ca să zic, la magazine, era de o sumă de exemplu, 800 sau 900 de lei, iar în Austria sau în Italia, același produs identic și la fel, în aceeași perioadă, era la 400 de lei. Adică la jumate. La jumate, domnul Vali. Păi ăia muncesc pe un salariu de acolo de 2.500-3.000 de euro, vorbim de muncitorul, cred că la primul stagiu, simplu, iar la noi 3.000 de euro nu e nici prefectul. Ca să ne înțelegem. Adică nu ia nici demnitarul care e pe al doilea loc în județul Neam, să zicem. Da. De pe aia președinte Consiliul Județean. Eu sunt niciun ministru. Un ministru nu ia în mână 3.000 de euro. 150 de milioane. Dacă nu are ceauri, dacă nu face parte într-un consiliu de administrație, două... Acum, sincer, pe ei nu-i plâng. Domnul Vali, eu mă refer la salarizare. Da, am înțeles. Nu ia, un ministru nu are 150 de milioane în mână. Un secretar de stat, vă spun eu, are 96-97 de milioane bani în mână. Ăștia-s bani. Și vorbim de funcții de înaltă răspundere, în care trebuie să fii și educat, și bine îmbrăcat, și corect, și cinstit, să muncești vreo 12 ore pe zi, să fii în 10 locuri în același timp, să fii responsabil, să răspunzi la telefoane, să găsești soluții, să-ți neglijezi și familie și foarte multe. Pentru 97 de milioane.
mai puțin de 2000 de euro. Iar în sănătate, un muncitor care pleacă de la noi în România, care e gresar, faianțar sau în alte activități, în construcții, nu vorbim de un om cu studii superioare care e doctor sau are altă funcție, câștigă minim 2000-2500 de euro pe lună. Un meseriaș bun astăzi câștigă în sănătate 3000-4000 de euro. Dacă nimerește într-un loc unde care să respecte regulile. Deci în Irlanda, în Germania, în Danemarca, dacă vreți, în Irlanda, în Marea Britanie, angajații români, muncitorii români care sunt buni în construcții și serioși, câștigă 3000 de euro bani net pe lună. Muncesc foarte mult pentru bani, așa, mă, clar. Și în România îi dai unui ministru mai puțin de 3000 de euro și vrei și performanțe de ăla. Nu prea merge. Bun. Deci, și după aia ca o să vezi... E adevărat. Salariile sunt mici, prețurile sunt mari. Prețurile sunt foarte mari. Nu mai vorbesc de omul de rând. M-am dus în partea de sus la demnitate. Întrebarea este, de ce sunt salariile așa de mici și prețurile atât de mari? Și haide să mai mergem mai asta departe. N-aș putea salariile în domeniul... Nu vorbesc, când spun bugetar, nu mă refer la medici și la profesori. Eu vorbesc de domeniul ăsta, al administrației acolo. Nu sunt mari, probabil, dar sunt mult mai mari decât se pot oferi în mediul privat. Deci mai avem încă o... Dar noi suntem pe de andosul. Așa. Și întrebarea este, de ce privații nu pot să ofere salarii mai mari în România? Din ce motive? Care sunt motivele? Raționament economic. Păi și atunci, e o problemă. Dacă în toate țările funcționează lucrurile și la noi nu funcționează, poate mai sunt vreo două țări unde nu funcționează, înseamnă că este o problemă de sistem. Nu este o problemă de... E o problemă de sistem. Undeva nu merg lucrurile. Păi sistemul bugetar din România în unele componente este subdimensionat. Deci e subdimensionat, vă spun pe bune. Dacă te uiți și vă dau câteva exemple. Prefectură e subdimensionat. Ai patru juriști care țin legalitatea unui județ. Ai patru juriști care țin funciar. Apele Române. Domnul președinte. ANAF. Domnul președinte. Nu este... Eu nu vreau să mai aud despre subdimensionarea în domeniul bugetar atâta timp cât la o instituție de 2 bani, da, cu 6 angajați, au purtător de cuvânt care nu vorbește nimic. Dom'le, asta e altceva. Deci, eu vorbesc de instituții normale, adică unde sunt ok angajările. Nu, dar nu sunt instituții normale. Asta este problema. Păi ajungeam și în partea asta. Și zic, sunt multe instituții astăzi care au lipsă crasă de personal și își desfășoară foarte greu activitatea. Vă spun 100%, că am fost 2 ani jumate prefect, adică am relaționat cu toți instituțiile publice de concentrate. Pe de altă parte, sunt instituții care aparțin tot sistemului bugetar, în care, exact ce spuneți dumneavoastră, sunt 8 angajați cu 2 directori și cu un purtător de cuvânt. Sunt... Și care, când îl sun, spune așa, dar nu pot să vă spun nimic, că știți... Păi și tu ce cauți acolo? Dar care e obiectul muncii? Care e obiectul muncii? Sunt primării, foarte multe consilii județene, care au fost lăsate să angajeze fără număr, s-au dus cu grila de salarizare în plafonul maxim, ceea ce, până la urmă, nu e rău neapărat. Nu e rău, că avem niște oameni care cheltuie, știți? Omul trebuie plătit. Pentru muncă și prestație în muncă de calitate, trebuie plătit. Dar trebuie să te uiți foarte bine. Dom'le, câți angajați am nevoie? Am nevoie de 400 sau doar de 200? Dacă eu de 200 și cu un sistem... Exemplul Bolojan de la... IT. Exemplul Bolojan e foarte bun. Cu un sistem integrat de IT foarte bun, poți să lucrezi cu 200 și să-i plătesc pe ea foarte bine cât îmi permite și maximum. Și restul 200 care sunt buni, cum fost selecționat, okay, ducem în alte zone. Dom'le, ceilalți 200 care nu fac față și care nu au ce căuta în sistem acolo, pui la dispoziție variante conexe în care să se poată duce, dar până la urmă statul român sau o instituție nu este zona de asistență socială, pe bune. Încă, adică este. Într-o formă este la noi, dar nu asta ar trebui să fie. Păi, vedeți, aici este marea problemă. Adică Bolojan, de exemplu, la Oradea, și știu foarte bine pe domnul Ilie Bolojan, domnul președinte al Consiliului Județean, omul gândește în spirit economic. Omul vede CJ-ul sau primăria Oradea, care o avea CJ Bihor sau primăria Oradea, omul vede ca un mecanism economic, ca un administrator, e un administrator, un CEO la o societate. Vă citesc astăzi un material pe care ar trebui să-l citească cam toți care se ocupă de administrație publică. Se cheamă Îndrumar de mobilitate urbană și dă un exemplu din Oradea.
niște băieți de acolo, care au gândit din timp, au făcut o investiție, care s-a chemat Aquapark Nimfea. Acea investiție, care este senzațională mare și care atrage turiști angro, se gândește la anul, cu banii obținuți din profitul pe un aquapark, da? Nu e aquaparkul de la noi, aquapark. Să fac un hotel acolo, ca oamenii care vin la aquaparkul respectiv să aibă și unde să stea mai mult, să-i rețină. E, asta înseamnă să gândești în perspectivă, să faci o investiție care să creeze și locuri de muncă, să aducă bani și cu banii aia nu te mai duci cu mâna întinsă la primărie. Te duci la primărie cu, deși e societatea primăriei, te duci cu un proiect și spui, domnul primar, știți, uite, ne-am gândit să facem pe să terenul ăsta, pe terenul ăsta pe care a venit unul șmecher și a zis că face el hotel și nu l-a mai făcut, că nu era lăsat să facă șmecheriile care se fac de obicei prin domeniul ăsta, și te venim cu hotel și ne aprobați, ne dați autorizați, ne aprobați să facem. Cine-i tâmpitul să nu aprobe așa păi ceva? Deci asta este exemplu de bune de practici. Bune practici. Dom'le, ai făcut ceva, ai gândit în perspectivă, că nici ei n-au avut acolo, să știți, totul lapte și miere. Și acolo există oameni care spun, dom'le, nu-i bine să faci aia, nu-i bine să amenajezi malurile râului, nu-i bine să faci aia. Dar când a fost nevoie, domnul Bolojan a făcut inclusiv lucruri dureroase. Exproprieri. Corect. Ca să poată dezvolta orașul. Ei, mergeți acum acolo și vedeți cum arată. Nu a fost de ceva timp în Oradea, chiar îmi doresc să mergeți și poate vedeți. Nu că cineva are ceva cu Oradea. Oradea este un exemplu de bune practici. Corect. Și atunci, asta e problema. De ce acolo se poate? Și poți să gândească. Pentru că cineva a zis, domnule, stați un pic, dacă toți suntem aici. Și tot e, hai măcar să facem niște lucruri, că străim noi, între noi aici, mai bine. Dar noi am făcut parcuri în Roman, în care, scuzați-mă, au început să dărâme lucruri. Nu vorbim de cum și cât au costat. Dar și te uiți și zici, bă, de ce s-a făcut mișcătorul ăsta de aer la Piatra Neamț? De sus, de pe coz, la în jos? S-a dorit, la momentul ăla, cred că un de ce oraș turistic. Dar nu-i, eu nu-i văd sensul nici acum, pentru că sus pe coz, dar nu avem... Sensul e de jos în sus și de sus în jos. Da, dar nu avem sus... Nu e un motiv de a ajunge sus. O atracție turistică. Da. Ce? Este motivul de a te duce sus să vezi ce nu s-a făcut. Ah, asta e alt discurs. Dar turistul nu-l interesează. Dar dacă nu știu să fac un muzeu al lucrurilor nefăcute... Știți că turiștii ar veni și din America. Gândiți-vă ce ar însemna să faci un muzeu al lucrurilor nefăcute. Da, uite, nu mă gândesc. Treaba asta de o idee. De, facem acolo sus un muzeu al lucrurilor nefăcute. Și cu portrete și cu tot. Și pui portretul și spui de desubt. Ca să câștigi un ban pentru comunitate. Loc de scuipat. Și un leu. Și se adună banii. Deci, adică... Să pot gândi formule, chiar și în sensul ăsta. Domnul Vale, revin la lucruri serioase. Dar nu, ăsta e un lucru. Vă dați seama câți oameni ar veni în Neamț să vadă un muzeu al lucrurilor nefăcute? Da, e unic, cred că. Cred că unic ar fi. Da. Județul Neamț în continuare îmi păstrez ideea, care am spus-o și de multe ori, are un potențial uriaș de dezvoltare, în primul rând din punct de vedere turistic, pe zona Piatra Neamț, pentru că orașul Piatra Neamț e un oraș extrem de frumos. E un oraș la poalele munților, e un oraș foarte frumos, cu un aer de calitate, cu lume de calitate. E și locuit. E și locuit. E un oraș cu potențial, e un oraș frumos, foarte frumos. Seamănă cu unele orașe din, sau aduce cu unele orașe și cu peisajul, cu spiritul unei zone de Brașov. Aproximativ, sigur, nu e o... Asta ca să ne referim la străinătate. Nu e o paralelă exactă, dar aduce cu farmecul de acolo. Cel puțin din punctul meu de vedere. Nu ai 20 de kilometri, 25 de kilometri maxim, adică în 20 de minute ești la lac. Ești la lacul Bicaz, pe care nu-l exploatăm. Una, zona Bicaz, orașul Bicaz, este negru, este gri. Avem cu Eșdelul.
Avem cuieșderul aici, aici, imediat. La avem cuieșderul lângă minute, noi. Da. Despre ce vorbim aici? Și nu-i pus în valoare. Ai, repet, Bicazul, care nu-i pus în valoare de la Bicaz în sus sau în jos, te duci în stânga, în cheile Bicazului, iarăși un elemente foarte frumoase de natură. Care nu mai vorbim Ceahlău, sus mergi la Ceahlău. Avem de toate. Mergi în dreapta după aia, de la Poiana Teiului, zona Târgu Neamț, iarăși o zonă pitorească, încărcată de spiritualitate și pe o zonă de turism ecumenic și gastronomic. Adică avem un potențial în triunghiul ăsta fabulos. Și bineînțeles, rămânem pe zona Romului, care înseamnă, acolo nu putem vorbi de turism în mod deosebit. A, s-ar putea și acolo, să dar știți. Acolo vorbim de dezvoltare economică, că pe zona Romului, în spatele 85-ului, cum e poziționat acum, în mod normal, în următorii, cred că 3 ani, ar trebui să avem lucrări pe A7, care ne leagă de București, ceea ce e foarte important pentru zona și pentru municipiul Roma și pentru toată zona de Roma metropolitan. Va fi explozie acolo și imobiliare și de investiții, 100%. Iar tot în zona respectivă vom avea, sper, în următorii 5-6 ani, depinde cum se vor mușca și cei de la Ministerul Transportului, construcție pe A8, care se înlege de vest. Da? Păi dacă ai cele două oportunități acolo, cu două autostrăzi, zona respectivă va exploda din punct de vedere economic. Da. Eu am fost la Ciugud, care e un sătuc mic, tot faimos el, că dat pe la televizor, nu-i wow. Avem și noi Neamț, avem comune și sate mult mai frumoase, credeți-mă ce vă spun. Da, dar acolo au știut să plece de la nimic? Nu, domnul Vali, nu au știut să plece de la nimic. L-a pus Dumnezeu mâna în cap și lângă Ciugud, la 5 km, a intrare pe autostradă. Aia e secretul, că a intrare pe autostradă. A fost și un primar deștept acolo, care a știut să se să relanseze zona și să aibă curajul și determinarea să facă lucruri bune, n-a așteptat doar să-i cadă de sus din cer, asta e corect, dar norocul lor a fost zona de 5 km de autostradă. Acolo sunt aproape 100 de hectare în care vezi pe 100 de hectare parcelate frumos, unde ai doar zonă de dezvoltare pe tot ce înseamnă logistică, fabrici, fabricuțe, etc. Toată zona respectivă îi aduce buget anual, încasări la bugetul Consiliului Local al Primăriei Ciugud, de 1.500.000 sau 1.700.000 de euro încasează. E o comună cu 3-4.000 de locuitori. Normal că ai școală care se urte după soare, ai Neckerman, normal că ai primărie Neckerman. Da, dar cineva ca să umble școala aia, trebuie să facă și să gândească da. Lucrurile. Sunt oameni din Alba Iulia care vin și își dau copiii la școală acolo sau se mută în Ciugud, pentru că e mai liniște, e mai... Știți, era o perioadă, țin minte, când în județul Neamț existau 3 comune care aveau buget, cum să spun eu, nici nu interesa ce veneau din altă parte. Săvinești, da. Tașca și, cum se cheamă lângă Roman? Cordunul. Cordunul. Cordunul rămâne cu buget mare. Deci, aveau bugetul atât de mare încât își puteau permite să-și facă lucrări de investiții singuri. Își fac multe lucrări, de exemplu, că la Cordun... La Cordun e altă poveste, că într-adevăr acolo își fac. Dar ce s-a ales din Săvinești? Da, și la Cordun. Că major, de exemplu, Cordun, acum să știți, e o comună care e chiar prima lângă Roman, în expansiune, în dezvoltare. Și imobiliară, și din punct de vedere a celor care vin acolo și au construit fabrici sau depozite logistice. Cordun are nevoie de să ajungă rețeaua de apă și canalizare peste tot, că nu a ajuns peste tot. Cordun are nevoie de transformări în zona rutieră, să-ți racordezi drumul, să vii cu ele, să le faci, să le betonezi, să le stabilizezi, să torni asfalt. Investițiile, odată și ca pe care primăria trebuie să le facă în următorii ani, odată și cu creșterea și dezvoltarea economică și imobiliară, și investițiile primăriei au crescut, bineînțeles, și cerințele oamenilor au crescut, așa că bugetul pe care îl are Cordunul e cumva îndestulător, dar nu e suficient, adică mai e nevoie de bani. La Săvinești mi se pare că nu arată cum ar trebui, dacă vreți părerea mea. Nu mai arată, iar la Tașca lucrurile s-au schimbat fundamental din momentul în care principalul contributor nu mai dă bani. Trebuie să hai de pe cement. Nu mai dă bani aici, da. Pentru că și-au declarat doar punct de lucru. Da. Bun, acolo cred că a fost și o lipsă de tact de negociere între primărie și principalul acționar sau CEO, eu știu, de la Heidelberg Cement. Da, Tașca e o comună, Tașca e și o comună foarte poluată pe de altă parte, din păcate și din cauza lui Heidelberg, dar Tașca e,
E o comună în care administrația locală, cel puțin în ultima perioadă, din ce aud eu și din ce cunosc eu, nu prea mai performează. Asta, sincer, nu știu, dar eu vă spun, eu vorbeam de bugete. Bugetele astea erau foarte mari. Nu am avut omul potrivit să administreze aceste bugete. Și lucrul ăsta se vede. Mai e o chestie nevalei. De exemplu, Săvineștiu sau Cordunul sau Tașca sau Consiliul Județean, dacă vreți. Domnule, ce bani am eu anul ăsta? Domnule, nu știu, am 1 milion de euro. Dau un exemplu, buget. Păi hai să văd cu milionul de euro cum pot să-l eficientizez în cheltuire și în investiții. Că dacă iau 1 milion de euro și încep, bă, repar drumul ăla, repar la școala aia, mai pun 2 becuri, mai fac 5 bănci, mai dau cu var nu știu unde, e fituit, e pierdut sau terminat și nu se rezolvă. În loc să gândești ceva mare și în perspectivă. Și, da, și acolo să ai firmă de consultanță. Sau, da, cred că consultanți bun nu poate să stea într-o primărie mică pe banii puțini pe care îi încasează. E o firmă de specialitate și vezi ce axe se deschid. S-a deschis axele de finanțare pe AFIR, pe POSGRUP, pe POCU, pe ADR Nord-Est, pe alte fonduri structurale, PNR. Și de acolo îți oprești banii de cotă de contribuție pentru fonduri europene și accesezi cu 1 milion de euro sau cu jumătate din banii aia, accesezi 5 sau 10 milioane de euro și aduci în comună. Cred că asta e o gândire sănătoasă. Da, câteva comentarii, că deja am depășit timpul. Cu mult, se pare, mi se fac semne. În Oradea se poate pentru că nu sunt baroni. Spune cineva, lucrurile sunt simple apropo de prețuri. Câți kilometri, câți bani încasează statul la fiecare kilowattoră pe metru cub de gaz, pe litru de combustibil, prin redevențe, cât e prețul la ce a întrebat? Poftim? Cât e prețul la gaz? Nu, câți bani încasează statul la fiecare kilowattoră? Noi am prezentat în emisiunea de acum o săptămână. Eu știu cât încasează, dar nu o să răspund acum. Deci, cam 60% în momentul ăsta. Și că mai mult, îmi spune cineva. Da, domnilor, chiar v-ați lăsat în deșerații de ideea că am scăpat de comunism? La noi e aceeași mărie cu altă pălărie. Parcă am mai auzit sintagma blacklist, nu doar eu, ci mai multe persoane care urmăresc emisiunea dumneavoastră. Trăiți! Da. Ne oprim aici și vă mulțumesc pentru participare. Mai aveam lucruri de discutat, dar poate mai discutăm cu proxima ocazie. Cu drag. Că vreau să discutăm despre PNL, Neamț, și despre, nu știu, trebuie să faceți niște, periodic, niște controle medicale la membrii dumneavoastră de partid, mai ales la aleși, ca să nu se îmbolnăvească înainte de ședințe. Da. Păi acum și varianta asta de Omicron e periculoasă. Deci, eu așa, asta e un subiect pe care vreau să-l discutăm într-un proxima emisiune. Cu mare drag. Vă mulțumesc tare mult, sănătate, oameni buni, la revedere și mă scuzați. Cei despre care am vorbit la începutul emisiunii, promit să nu mai cânt în Marea Catedrală a politicii nemțene lucruri care să sune rău.